Să rămână, domnișoarelor și doamnelor, bună ziua domnilor! De fiecare dată, în mijlocul lunii iunie, pentru noi și simleonii, vin niște zile foarte emoționante. Pentru că, evident, cea mai mare emoție pe care o trăiește orice om, care este normal, este aceea de a se bucura împreună cu oamenii dragi lui. Și eu cred că, de fiecare dată, cu ocazia zilelor cetății, cei care simt ceva pentru această localitate acum, sau pentru o localitate în general, se adună împreună și se bucură în același timp împreună. Și ce poate să fie mai frumos decât să te întâlnești cu oameni dragi ție, cu prieteni, cu frați, și să te bucuri împreună de această sărbătoare. Dacă ieri ne-am întâlnit aici cu români de pretutindeni, în cadrul festivalului la Fântâna Dorului, vă mulțumesc că astăzi ați ales să fiți aici alături de noi la deschiderea oficială a zilelor orașului Șimleu Silvaniei. Șimleu Silvaniei consider că este un oraș vechi și un oraș nou. Un oraș vechi pentru că noi așa împlinim 766 de ani și sper că toți de aici ne vom bucura la 800 de ani, de ce nu? Pentru că nu mai sunt așa de mulți. Și un oraș nou pentru că în fiecare moment ne străduim să mai facem câte ceva în folosul oamenilor care ne-au trimis aici. Este adevărat că nu întotdeauna ne reușește, dar nici un moment nu facem altceva decât să încercăm ca proiectele pe care ni le-am pus în minte să le aplicăm. Anul 2016 până în 2017 a fost un astfel de an. Un an în care nu s-a lucrat foarte mult pe investiții, dar un an în care ne-am pregătit pentru perioada viitoare. Având în vedere că au început să se deschidă axele de finanțare, ne-am pregătit proiectele astfel încât în anii care urmează Șimleul să capete o altă față și în alte zone. Ne-am pregătit proiecte pe infrastructură, ne-am pregătit proiecte pe școli, ne-am pregătit proiecte pe reabilitări de spații părăsite, pentru că, din păcate, am avut un insucces în primă fază cu Cetatea Batorii, dar, spre norocul nostru, există o oportunitate care, din punct de vedere al dezvoltării proiectului, este mai bună decât prima, în sensul în care, dacă pe proiectul de cetate nu puteam dezvolta, de exemplu, un teatru de vară, pe acest proiect de reabilitare și punere în valoare a spațiilor părăsite, avem această posibilitate. Deci, așa cum vă spuneam, ne străduim ca lucrurile care nu sunt în regulă în oraș să devină în regulă. În zonele în care nu există, nu avem posibilitatea să aplicăm pe finanțări europene, le vom rezolva din resurse financiare proprii și aici aș aminti proiectul pieței care este finalizat și sper că nu, probabil că nu anul viitor pe această, de zilele orașului, probabil că nu va fi finalizat, de fapt sigur nu va fi finalizat, dar lucrurile vor începe și sperăm ca în 2 ani de zile să avem o piață modernă așa cum ne dorim. Evident că toate aceste proiecte nu le fac eu singur, pentru că le fac alături de o echipă și aș vrea în acest sens să mulțumesc echipei noastre, respectiv domnului viceprimar, domnului administrator public, domnului city manager, consiliului local, consiliul local cu care eu consider că lucrăm destul de bine, în sensul în care și dacă la un moment dat, mai în glumă, mai în serios, există anumite dispute între noi, eu sunt convins că toate aceste dispute nu duc decât la a face lucrurile mai bune. Și atât în momentul în care opoziția are alte păreri, sunt convins că părerile pe care le aduc în Consiliul Local nu sunt pentru a se băga în seamă, ci sunt adevărat pentru că, probabil, deși gândesc
puțin altfel anumite proiecte pe care le dezvoltăm. Una peste alta, un consiliu local care m-a sprijinit și ne-a sprijinit în dezvoltarea proiectelor și pentru aceasta eu vă mulțumesc tuturor, indiferent din ce parte politică sunteți. În același timp, doresc să mulțumesc echipei din primărie. O echipă bună, sunt câțiva oameni deosebiți cărora ar trebui să le mulțumesc mult mai mult, probabil, decât celorlalți. Sunt alți oameni care probabil că nu se implică atât de mult, dar una peste alta, în modul în care se dezvoltă orașul și Mleu Silvane, eu cred că putem să spunem că la primăria orașului este o echipă de oameni bine pregătiți și implicați. În același timp, aș vrea să mulțumesc motoarelor dezvoltării orașului, respectiv reprezentanților societăților comerciale, pentru că orașul Șimleu are o parte importantă în dezvoltarea lui, care provine din cotele defalcate, din impozitele pe venituri și profituri. Dacă aceste societăți comerciale n-ar exista aceste impozite, n-ar veni acel 41%, nu s-ar întoarce la autoritatea publică locală și acest 41%, credeți-mă că înseamnă destul de mult în dezvoltarea orașului nostru. Dacă multe alte orașe nu beneficiază de aceste sume pentru că nu au industrie, în Șimleu această problemă este relativ rezolvată, iar acțiunile reprezentanților societăților comerciale și faptul că dau un salariu, mai mare sau mai mic, așa cum este el, fac ca presiunea fiscală să fie ridicată de pe umerii autorității publice locale și de pe umerii autorității publice centrale. Pentru că, evident, în momentul în care nu trebuie să oferi ajutoare financiare pe partea pe partea socială, evident că lucrurile sunt mai bune și putem discuta de dezvoltare. Vă mulțumesc din suflet tuturor oamenilor de afaceri care vă desfășurați activitatea în Șimleu și vă suntem cu adevărat recunoscători pentru tot ceea ce faceți. În același timp, aș vrea să mulțumesc tuturor reprezentanților școlilor, directorilor, profesorilor. Șimleu este un oraș al școlilor. Este un oraș în care este o bucurie enormă pentru noi în fiecare an, în momentul în care sărbătorim zeci de copii care reprezintă județul Sălaj la fazele naționale. Este o bucurie enormă să vezi că doi absolvenți din 5 termină bacalaureatul cu nota 10. Vă mulțumesc din suflet pentru tot ce faceți, pentru activitățile care le faceți. Vă îndemn în continuare, în special pe director, să vă străduiți, să aduceți profesori cât mai buni, pentru că aceasta este garanția succesului. Aducând profesori buni, vom avea niște copii și niște viitori oameni maturi care se vor strădui să ne facă și nouă, viitorilor pensionari, viața mai bună. În același timp, m-am bucurat și mă bucur în fiecare moment de legătura care o avem cu cultele religioase, cu reprezentanța ai cultelor religioase aici. Vă mulțumesc pentru că vă străduiți să aduceți în sufletul oamenilor, să-L aduceți pe Dumnezeu și în momentul în care îl aduci pe Dumnezeu în sufletul unui om, cu siguranță acela devine mai bun. Mulțumesc reprezentanților poliției, a Inspectoratului pentru Situații de Urgență, a Armatei, a Jandarmeriei. Mă bucur că între comunitatea locală și între noi ca și administrație publică locală și aceste instituții există relații normale. Și dacă au existat perioade în care cu anumite instituții n-am reușit să colaborăm, din vina noastră, din vina lor, nici nu are importanță de fapt, în acest moment mă bucur de o colaborare normală cu toate aceste instituții și orice probleme există în oraș sunt rezolvate cu eficiență. Vă mulțumesc din suflet pentru aceasta. Nu în ultimul rând, aș vrea să mulțumesc tuturor prietenilor noștri care printr-o idee, printr-o acțiune, printr-o
prin tot ceea ce fac, pun câte o mică cărămidă la, la dezvoltarea acestui oraș. Îi mulțumesc încă pe domnul Costelaș, care se ocupă de, de copiii noștri minunați, care pictează. Aș putea discuta despre mulți oameni, despre familia Neagă, despre mulți oameni care se implică. Mă bucur să văd în această sală și vă mulțumesc, în special celor care v-ați deplasat mai departe, domnul Hexan. Mă bucur să văd cetățeni de onoare care participă de fiecare dată la, la zilele cetății. Vă mulțumesc din suflet. Eu cred că este o responsabilitate și pentru dumneavoastră în momentul în care oamenii din oraș, prin Consiliul Local, au hotărât că îi reprezentați cel mai bine. Cred că este important și pentru noi că în momentul de sărbătoare sunteți aici prezenți alături de noi. Vă mulțumesc pentru aceasta. Aș vrea să-i mulțumesc domnului deputat pentru că Lucian Bode, pentru că în fiecare moment pe orice proiecte de dezvoltare le avem, se străduiește și este de mare ajutor în relația cu Bucureștiul, ne scutește de o grămadă de drumuri, iar relațiile pe care le are și poziția pe care a ocupat-o ca și ministru într-un guvern al României, ne ajută ca lucrurile să fie puțin mai ușoare. Mulțumesc pentru implicare și sunt convins că, așa cum a făcut-o în ultimii, în ultimele trei mandate, adică de fapt două mandate au trecut, acesta este al treilea, așa va face în continuare. Aș vrea să mulțumesc orașelor înfrățite care de fiecare dată vin și sunt prezente alături de noi, sunt reprezentate la cel mai înalt nivel și cu această ocazie aș vrea să-i mulțumesc noului pretor al Chișinăului, domnul Balaur, care pretor al sectorului Râșcan din Chișinău, sector cu care noi suntem înfrățiți, un tânăr, un om cu perspective. Îi mulțumesc pentru că a ales ca în acest an să fie alături de noi împreună cu delegația pe care o reprezintă. Aș vrea să mulțumesc primarilor din Sorvoș și din Nirbator, a orașelor înfrățite, domnul Bobac și domnul Mate. Vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de noi și, evident, reprezentanților delegației din orașul înfrățit Albert Tirșa. Sigur, ar fi foarte multe de povestit. Aș vrea, înainte de a da cuvântul fiecărui reprezentant al delegațiilor, aș vrea să, încă o dată, să mulțumesc consilierilor locali și să-i rog pe fiecare să vină să le ofer legitimația într-o ordine aleatorie, domnișoara Ocea Diana Maria. Domnul Ghilea Ioan. Doamna Tala Rodica. Domnul Pop Silvășan Dan. Domnul Vida Ianoș. Domnul viceprimar și consilier local, Vlad Radu. Domnul Balint Iosif. Domnul Bob Cornel.
domnul Faina Teodor. Domnul City Manager Sogo Ernă. Domnul Oprea Mihai. Domnul Costelaș Ion Cristian. Domnul Lorenz Otilo. Domnul Cosma Leonti Marcel. Domnișoara Cortiș Andrada Ioana. Vă mulțumesc. Îl invit pe domnul pretor Nicolae Balaur de la sectorul Râșcani să ne transmită mesajul domniei sale. Mulțumim, domn primar. Bună ziua tuturor și bună ziua fraților. Pentru că astăzi este un moment pentru mine foarte deosebit. Din nou mi-am cunoscut frații la față. Și vă spun în felul următor, pentru că o înfrățire nu se face doar de ochi frumoși, dar se ia și după istoria care este în spate. An de an încercăm să promovăm acea unire între cele două mici țări, pentru că Republica Moldova și România trebuie să fie o Românie mare. Și asta e tot. Nu trebuie să existe acel cotar. Și mandatul meu de pretor și cel care o să-l am pe viitor, o să fac tot posibilul ca această istorie să devină actuală și o realitate. Mulți din noi nu-și dau seama cu ce pași trebuie să meargă. Dar datorită acestor evenimente, cum este astăzi, și cu asta îi aduc un sincer mulțumesc primarului pentru efortul depus zi de zi. Pentru că doar prin așa mișcări și pași rapiți se poate înfăptui această unire. Și în Moldova, pentru mine, e ceva nou, pentru că pentru prima oară calc pe aceste meleaguri, dar sunt 100% convins că o să mai calc. O să mai fiu aici și o să mă sper ca sufletul să rămână în preajmă permanent. Nu vă țin mult și cu această ocazie și mulțumim pentru moștenitorii, că de fapt moștenitorii care au transmis mesajul 17 ani în urmă, a permis ca să facă această înfrățire, care avem doar de câștigat din ea. Mulțumesc mult! Îl invit pe domnul primar al orașului Nirbator, domnul Mate, să transmită mesajul din partea orașului Nirbator. Cu mult drag și cu multă stimă salut și eu pe toată lumea. Salut conducerea orașului și reprezentanța ai Foganeu județene. La fel și delegațiile orașului înfrățite. Város intézményeinek, szervezeteinek, vezetőit meghívottjait. Șefii de instituții din oraș și pe toți invitații care sunt prezenți. Külön tisztelettel az alapítvány és az RMDS megjelent vezetőit. Și în mod deosebit reprezentanții Fundației Bátori și a NMR-ului și meu. Nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Szilágy Somlyóval együtt ünnepelhetünk ezen a napon. Pentru noi este o mare cinste faptul că astăzi putem sărbători împreună cu și dumneavoastră.
szeretünk ide látogatni, vendég szeretettel fogadnak minket, és ez egy gyönyörű vidék, ahol önök élnek. Ne place să venim aici, suntem primiți cu ospitalitate și acest ținut unde trăiți dumneavoastră este un ținut foarte frumos. Și engedjenek meg nekem három gondolatot ezzel kapcsolatban. Trei gânduri aș vrea să împărtășesc. Az egyik, hogy összetudt minket a történelmünk és a kultúránk, a bátoriak hagyatéka arra kötelez minket, hogy együtt gondolkodjunk a jövőnkre. Pe noi ne leagă istoria noastră comună și cultura noastră comună, familia Batori, ceea ce ne îndeamnă să ne gândim împreună despre viitor. Két város lakosai ugyanabból a gyökerekből építkeznek és származnak, és ahogy itt hallottam, közel egy idősek vagyunk, hiszen Nyírbátor is jövőre lesz 740 éves város. Cele două orașe au aceeași origin și se pare că și din punct de vedere a vârstei avem cam aceeași vârstă, pentru că și orașul Nyírbátor are peste 700 de ani. És ha már az évfordulókról beszélünk, akkor idén 20 éves a két város hivatalos együttműködése, mint testvérváros. Dacă vorbim despre de aniversări, reamintesc că anul ăsta sărbătorim 20 de ani de la înfrățirea celor două orașe. És készülünk rá, hogy az ősszel ezt közösen méltó módon tudjuk megerősíteni és megünnepelni. Și ne pregătim ca de zilele Bátori să putem celebra acest eveniment. De mind a két város vezetésének fontos, hogy ne csak a város elöljárói vagy vezetői működjenek együtt. Pentru conducerea celor două orașe este important ca nu numai ei să colaboreze. Nagyon fontos, hogy a városban élő fiatalok, idősek, nők és férfiak is ismerjék meg a másik településen élőket, az ott lévő értékeket. Foarte important este ca și locuitorii celor două orașe, tineri, mai în vârstă, femei, bărbați să cunoască viața celor care trăiesc în orașul înfrățit. Ezzel kapcsolatban engedjenek meg nekem egy kis reklámot, ha lehet ezt fogalmazni. Cu acest prilej permiteți-mi să fac o mică reklámă. Nyírbátori képviselő testület tavaly évben úgy döntött, hogy bevezeti a Nyírbátor barátkártya kiadását. Consiliul Local al orașului Nyírbátor a luat o hotărâre anul trecut că introduce cardul de prietenie pentru locuitorii orașelor. Este un cuvânt nou care trebuie încă repetat. És ez a kártya nem csak a Nyírbátorban élőknek és a környéken élőknek igényelhető, hanem minden testvérváros településen élő lakosoknak is. Acest card poate fi solicitat și de locuitorii orașelor înfrățite orașul Nyírbátor. És ezzel valamennyi Nyírbátorban működő kulturális rendezvény, fürdő, szabadidős program kedvezményesen vehető igénybe az itt élők számára is. Cu acest card programele artistice, culturale, precum și vizitarea strandului termal din localitatea Nyírbátor poate fi vizitat cu reducere de locuitori orașelor înfrățite. Ezzel is az a célunk, hogy a két településen élő emberek minél többet ismerjenek meg és használjanak, hogy próbáljanak ki a másik településen. Scopul acestui card este ca locuitorii orașului înfrățite să ne cunoască mai bine și să avem o colaborare mai strânsă. Ennek reményében kívánom a városnak, a városvezetésnek és valamennyi lakosának, hogy a megálmodott gondolataim polgármesterül megfogalmazott megvalósuljanak, és a két település együtt fejlődjön az ő következő évben is. Doresc simloanilor, că planurile spuse aici de către domnul primar să se realizeze pentru în vederea dezvoltării localității și mai. Mulțumesc frumos! Îi mulțumim domnului primar și în numele simleanilor îi mulțumim din suflet pentru această facilitate, pentru această reducere pe care oferă tuturor acelora care au buletin de Simleu, ca și oraș înfrățit. Îl invit pe primarul orașului Sorvoș, primarul înfrățit Sorvoș, domnul Bobac Mihali, să
transmită mesajul orașului Slănavoș. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégek! Stimate domni, stimați domni, dragi oaspeți! Képviselő, polgármesterul, képviselő urak! Köszönöm Önöket! Domnul primar! Talán nem sokat mondtam, és talán nem is említettem, hogy mi szarvasiak, a Kárpát-medence mértani közepében lakunk, és polgárok üdvözletét hoztam a szilágycsőjét. Önnek is polgármester, és a képviselőnek is, és hát poate puțin cunoașteți din sală că Slavoș a fost considerat centrul acestui bazin carpatin și prin urmare aduc salutările locuitorilor orașului Slavoș pentru domnul primar și pentru toți locuitorii orașului. Van Szarvas város képviseletesete Romániában van, bár otthon is hagytunk azért három képviselőt, mert Szilágycsomag, Baródi és Szentegyházán vannak testvérvárosaink is, kirepült a szarvasi képviselő. Astăzi așa s-a întâmplat ca Consiliul Local din orașul Slavoș aproape în totalitate se află în România, pentru că avem și alte orașe înfrățite, Balaot și Vlăița, dar trei au rămas acasă pentru orice eventualitate. Igen, otthon is fontos események vannak, 7. évadát kezdte el a Szarvasi Víziszínház, ezen kívül pedig most kezdett a Cernus Fesztivál, ami szintén egy színházi fesztivál Szarvason. Pentru că acasă la Șineu acum a început festivalul teatrului de vară și un festival de vieță. A mi saját színházunk fesztiválja, kulturális. Dar este un festival cultural a teatrului propriu din Szarvas. Ezt mind azért hoztam szóba, mert hogy örömmel hallottam, hogy milyen fejlesztési elképzeléseid vannak Szilágycsomagnak, és nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen sok terve rendelkeznek a jövőt illetően. Am ascultat cu plăcere planurile mărețe a orașului Șineu Silvaniei, care sper că se și vor realiza. És ha sikerül megoldani a színházi épületét a várban, akkor polgármesterünk tiszteletben felajánljuk egy jó musicallel, ami Szarvason írtak, és Rómuszon, van több is, és vagy egy jó operettel, szíves eljövünk, mert nekünk 1100 fő színházunk van, és általában esténként teátházzal működik, hogy biztos összehozza Szilágycsomag lakosságát is, a románokat is, magyarokat, nálunk pedig a tótokat is, a magyarokat, úgyhogy jó találkozási hely és a békesség helyszíne egy színház előadás. Domnule primar, ați vorbit aici că ar fi posibil să fie un teatru de vară în incinta cetății. Cu ocazia asta, eu acum vă promit că trupa de teatru a orașului Slavoș vine la Șineu Silvaniei cu muzică, cu o operetă care 100% o să placă spectatorilor, pentru că și la Slavoș scaunele sunt ocupate. Magam egy kicsit fáradt is vagyok, mert az éjszaka egy bál volt a víz felett, meg különleg egy színházról van szó, és a tanap este a bálról szól, ma pedig kajakkenu verseny van a Boltkörösön, csodálatos 30 km-es vízfelettünk van, és megyünk haza, és otthon is hagytunk három képviselőt, mert azért a városra is ugye át kell adni, amit állunk. Sunt puțin obosit, mă scuzați, pentru că a seara am participat la un bal, iar astăzi se organizează un concurs de caiac canoe pe brațul nord a râului Crișul Repede și de aceea am lăsat acasă trei consilieri locali, că cineva trebuie să și lucreze. Én odafigyeltem polgármesterul megjegyzésére, hogy viták mentén, de ugyanakkor fontos és bölcs döntéseket tudnak hozni, az itt élők Szilágycsomagon. Nincs ez másként nálunk sem, hangsúlyozom, hogy nagyon tudom értékelni azt, hogyha egy településen a okos viták mellett bölcs döntések születnek is, sokan segítik azok megoldását. Am ascultat cu atenție discursul domnului primar și mi-a plăcut faptul că a pomenit de problemele de eventuale divergențe care există în Consiliul Local, nu este altfel nici la Slavoș și eu personal sunt de părere că aceste păreri divergente până la urmă se canalizează și contribuie la dezvoltarea localității. Da, încă și gândul în Szilágycsomagon is sokra értékelik hosszantart és régóta megnyílt barátságunkat, közös eseményeket, rendezvényeket, úgyhogy
Én úgy gondolom, hogy hajrá további testvérelési kapcsolatunkra, alkalmasítói lendetet adunk neki, de úgy gondolom, hogy amit jól csinálunk, azt folytatni kell. Tiszteljük és szeretjük Önöket! Eu cred că prietenia asta lungă de 25 de ani între cele două orașe ne va da în voci și în continuare. Nu ne place această relație și noi vă iubim pe dumneavoastră. Végezetül polgármester engedje meg, hogy gratuláljak az ígéret eredményeikhez, a város fejlődéséhez, a városban lévő gazdák, gazdaság, társaságok eredményeihez, ahhoz az összefogáshoz, amit Önök megvastattak, gratulálok, és kívánom, és kérem a Teremtőt, adjon hozzá erőt, egészséget és sok sikert. Kedves Szilágyi Sövéka, Önökre még büszkék vagyunk. Köszönöm, hogy hallgattak. Volt szó ez. Domnule primar, hátszom, köszönöm. Mulțumim, domnule primar, invit să transmitem mesajul reprezentantul orașului Albert Tirșoa, cel mai nou înfrățit oraș, pe doamna Covaci Zoltana. Cred că bine spun, nu? Secretar. Doamna secretară al orașului. Stimați colegi mașterul, stimate domnule primar, stimați oaspeți, Szilágyi és Albert és a testvérvárosi együttműködése több mint egy évtizedesünkben. Collaborarea între cele două orașe și Nyom Silvani, respectiv Albert Tirșoa, are o vechime de peste un deceniu. Az együttműködés alapjai esetünkben a Szilágyi Református Egyházközség és az Alberti Evangélikus Egyházközség együttműködés alapozta meg. Această înfrățire, această apropiere a celor două orașe a fost început de către Biserica Reformată din Șimeu Silvaniei și de către Biserica Evanghelică din Albert Tirșoa. Az egyházak közötti együttműködés később testvérvárosi kapcsolatot, testvérvárosi szerződéskötést eredményezett. Colaborarea între cele două biserici s-a dezvoltat și a dus până la urmă la încheierea actului de înfrățire a celor două localități. Hiszem, hogy a testvérvárosok között legfontosabb mégis az, hogy a lakosság megismerje egymást, egymás kultúráját. Am convingerea că cel mai important lucru în legătură între orașele înfrățite este faptul că locuitorii din orașele respectivă se cunoască reciproc cultura și realizările lor. Hiszen ez a megismerés az elfogadás alapja lehet. Această cunoaștere duce la mai bună înțelegere și la toleranță. Ezért nagyon köszönjük Albert és a város önkormányzata és a delegáció nevében is, hogy meghívtak a Szilágyi Mulțumim foarte mult în numele Consiliului Local și a primarului orașului Șimeu Silvaniei că ne-ați invitat la acest eveniment important. Mulțumim pentru ospitalitatea și cu dragostea cu care ne-ați primit și ne-ați înconjurat. Hogy a településeink közötti testvérvárosi kapcsolat együttműködés a továbbiakban is erősödjön és fejlődjön. Și dorim ca relațiile de prietenie între cele două orașe să se întărească și să se dezvolte în continuare. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Mulțumesc că m-ați ascultat. Mulțumim, doamne secretar, și nu în ultimul rând, dar ultima intervenție o va avea domnul deputat Lucian Bode. Bună ziua, stimați oaspeți! Bună ziua, doamnelor, bună ziua, domnilor! Bine ați revenit la Șimleul Silvaniei, bine ați revenit în Sălaj, cei care reveniți cu plăcere în fiecare an. Cei care veniți pentru prima dată, vă doresc să vă întoarceți cu mult drag aici, în frumosul oraș de la Apoarele Mărgurii, în Șimleul Silvaniei. Aș vrea, înainte de toate, să-i mulțumesc domnului primar pentru cuvintele de apreciere pe care mi le-a adresat. Vedeți, într-o Românie în care
clasa politică în general și Parlamentul în special este vinovată pentru tot ce se întâmplă rău în societate. Astfel de aprecieri sincere care vin de la un om sincer mă determină să merg mai departe și să susțin cu toată priceperea mea comunitatea sălăjană. Și vreau Silvaniei este în sărbătoare. Și am încercat să îmi răspund la o întrebare de ce sărbătoarea de la Șileu Silvaniei este una specială. În această perioadă foarte multe comunități din Sălaj, din România, sunt în sărbătoare. Dar parcă la Șileu Silvaniei este ceva cu totul și cu totul special. În cuvântul domnului primar a scos în evidență de ce sărbătoarea de la Șileu Silvaniei este una specială și aș vrea să subliniez și eu faptul că nu în multe comunități aflate în sărbătoare găsim în interiorul sărbătorii un festival, precum festivalul la Fântâna Dorului, un festival care, iată, aduce de 17 ani români de pretutindeni, români care simt, trăiesc și gândesc românește, chiar dacă sunt în afara granițelor României. Este o sărbătoare specială pentru că sunt oameni special alături de noi, dincolo de bucuria pricinuită comunității de a se întâlni, de a se bucura de muzică, de un spectacol frumos. Iată, atâtea categorii socioprofesionale, atâția oameni dragi sunt și azi în această sală alături de comunitatea șimleoană. Și la cei enumerați aici aș adăuga încă două categorii care sunt în sală și am observat. Și anume, faptul că azi sunt foarte mulți primari de pe Valea Barcăului și din această parte a județului în sală, în sensul de a recunoaște și de a aprecia ceea ce Șimleu realizează an de an, este de asemenea un element special pe care nu o să-l găsim în foarte multe comunități. Și le mulțumesc și eu primarilor care sunt aici în sală. De asemenea, oricâte lucruri frumoase am face noi și am spune, chiar și de la acest microfon, fără reprezentanții presei, fără mass media care transmite sălăjenilor și transmite românilor ceea ce realizează șimleoanii, cred că nu ar fi complet această sărbătoare. Tuturor, eu le mulțumesc, îl felicit pe Septiliu pentru tot ceea ce face aici, la Șimleu Silvaniei, felicit Consiliul Local pentru sprijin, echipa de la primărie, pentru că fără o echipă puternică, unită, aceste lucruri nu s-ar putea realiza. Pe toți vă felicit și, în final, gândul meu se duce către 2018. 2018, și mă uit aici la domnul pretor, România va marca 100 de ani de la Marea Unire. Aștept cu mult drag vizita fraților din Republica Moldova în 2018 și sunt convins că va fi un element, un an special și momente speciale trăite de noi, toți românii alături de frații noștri. Și dacă vreți, așa ca, și sper să nu se supere domnul primar pe mine, fac o surpriză, deci de la acest microfon anul viitor, România marchează 100 de ani de la Marea Unire, iar dumnealui va împlini un jumătate de secol, dar 50 de ani, încă un element de sărbătoare pentru șimleoani și pentru noi cei dragi apropiați de noi. La mulți ani și de Silvanie, la mulți ani, dragi șimleoani! Îi mulțumesc lui Lucian. Eu mă gândeam că lumea o să creadă că am mai puțin de 50, așa că mi-a făcut-o acum. Sigur, în momentul în care mulțumești tuturor acelora cu care colaborezi, există lucruri care le uiți. Mulțumesc și eu primarilor. Îi mulțumesc lui Lucian că m-a completat. Mulțumesc primarilor prezenți, mulțumesc presei. Aș vrea să fac o atenție unui om special. Sigur că pentru noi care locuim aici, Șimleu este casa noastră, este locul în care ne simțim bine, este locul în care am crescut, locul în care
ne bucurăm de prietenii, dar sunt oameni care stau departe de Șimleu și se consideră șimleoani. Cea mai spectaculoasă poveste a vieții unui om pe care am auzit-o eu, cel puțin în viața mea, a fost de la povestea unei estimate doamne care este acum în sală. Sigur nu o să vă povestesc acum viața domniei sale, care este incredibilă. O supraviețuitoare a lagărului de concentrare de la Auschwitz, doamna Angie Fisher, și mulțumesc, Elizabeth Fisher, și mulțumesc mult că este aici alături de noi. Este o persoană care, deși are o vârstă mai înaintată în fiecare an, vine, locuiește în America, vine în Șimleu și stă săptămâni de zile aici și se bucură plimbându-se pe străzile Șimleului și amintindu-și de anii copilăriei pe care i-a petrecut în Șimleu. Eu vă mulțumesc din suflet pentru faptul că, și vă consider evident o șimleoancă, pentru faptul că vă bucurați atât de mult în momentul în care veniți și lăcrimați în momentul în care plecați de aici, după cum îmi spuneți întotdeauna. Vă doresc de acum înainte mulți ani de zile să ne vizitați orașul în fiecare an, atât cât sănătatea vă va permite, și dați-mi voie să vă fac un cadou cu cărțile care au fost scrise despre orașul nostru și pe care le avem noi în bibliotecă. Avem pentru fiecare membru al delegațiilor prezente câte o mică atenție. Nu o să vă ținem până când ne împărțim, o să ne descurcăm noi. Vă rog ca în spiritul acestei sărbători să fiți de acord să ciocnim câte un par de șampanie împreună, nu înainte de a-i ruga pe preoți să spună o rugăciune. Pâinea noastră această ființă dă nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Dumnezeule Domnului, Părinte binecuvintează. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, binecuvintează în cările verdurile și pe sebii tăi, că Sfânt ești totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mulțumim încă o dată și vă rog să vă apropiați. Să-i dau pe jos. 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 Să-i